O echipă de studenți de la Facultatea de Construcții din Iași a câștigat premiul cel mare la un concurs din Turcia, unde, pe baza cunoștințelor asimilate în cei 4 ani de facultate, au reușit să construiască un pod funcțional. Alături de cadrul didactic coordonator, studenții au celebrat acest câștig printr-o demonstrație în fața colegilor. Au instalat podul într-un timp similar cu cel din competiție, 23 de minute, în parcarea Facultății de Construcții și Instalații din Iași. Tinerii au descris în câteva cuvinte cum a fost competiția, dar și cei 4 ani de facultate care au trecut mai repede decât se așteptau. A fost o experiență acerbă, remarcabilă aș putea spune, din punctul meu de vedere, de la care am avut doar lucruri bune de învățat. Faptul care ne-a motivat, cred eu, cel mai tare a fost ideea de a pune drapelul României pe cel mai înalt podium la un concurs internațional și anume în Istanbul. Ne-am implicat și ne-a unit spiritul de echipă, gestionarea organizării cât și a timpului și cred că o să devenim viitoarele generații de ingineri care o să exceleze în carieră. A fost greu, dar a fost foarte frumos. Să fii fată la construcție este foarte provocator, dar este o meserie dinamică și asta mi-am dorit la început și am știut că în asta o să vreau să excelez. Experiența a fost una deosebită. Motivarea noastră a început încă din anii anterior, văzându-i pe colegii din generațiile anterioare cum a participat și ei la acest concurs și a obținut premii deosebite, ne-am gândit să formăm și noi o echipă pentru a continua cumva tradiția. Am petrecut o săptămână alături de colegii noștri din același domeniu din Turcia pentru a face un schimb cultural și de asemenea un schimb din idei pe baza domeniilor noastre de căi ferate, drumuri și poduri. Având în vedere că noi toți suntem colegi, ne cunoșteam dinainte, fiecare era bun pe anumite părți, am colaborat foarte bine toți și a fost o experiență frumoasă. A trebuit să ne corelăm atât cu facultatea cât și cu execuția podului. Noi am început proiectarea lui împreună cu colegii mei încă din luna decembrie-ianuarie. A fost proiectarea, apoi la început de martie am început execuția, în care mergeam dimineața la oră și după amiaza veneam în hală împreună cu domnul tehnician să realizăm podul. A fost o experiență super frumoasă, pentru că m-am apropiat mai mult de colegii cu care am colaborat. Iar experiența internațională din Turcia, în care am întâlnit studenți internaționali, a fost și mai frumoasă. Podul construit de studenți a avut o greutate de doar 82,54 de kilograme și a reușit să susțină 1,25 de tone la proba de rezistență. A fost desemnat cel mai ușor și cel mai frumos la proba de estetică și unicitate, rezistență și montaj contratimp. Sunt foarte implicați. Intenția sau implicarea studenților în aceste proiecte este din ce în ce mai mare. Dacă anul trecut am obținut doar 3 premii întâi, anul ăsta am venit cu 4 premii întâi, aș putea spune că acum câțiva ani nu credeam că se poate obține și cel mai rezistent pod și cel mai frumos. De regulă, o lucrare de artă, o lucrare deosebită, frumoasă, are niște consecințe din punct de vedere structural. Dar anul acesta am reușit să venim și cu o greutate mică, cu o rezistență foarte bună, cea mai bună rezistență și o estetică deosebită. Echipa formată din studenții de la Facultatea de Construcții și Instalații a fost cea mai bună de la concursul Design and Construct 2024, organizat în fiecare an în Istanbul, Turcia. Tinerii au obținut locul întâi pe întreaga competiție și un premiu în valoare de 25.000 de lire turcești.